Bun venit la noua ediție a conferințelor UBD, Universității de Vest, o inițiativă care a pornit în urmă cu un an, gândită de către domnul rector Marian Firtea, împreună cu domnul prorector Adelin Bunoi, pe care îi salut. Și apoi salut pe ceilalți membri din conducerea Universității, prorector, președintele de senat, iertați-mă. Proiectul este mai mult președintele de senat de la urmă. Personalități culturale, decani, prodecani, studenți ai noștri, musafiri. Ne întâlnim a doua oară în această săptămână, în același format, să explică la televiziune, după conferința pe care tot aici a susținut domnul academician Nicolae Manulescu. Și spuneam atunci, în încheiere, că voi face legătura în mica mea prezentare, dintr-un citat din domnul Nicolae Manulescu, care în recenta și cauzatoarea de nevi istoria a literaturii române, pe înțelesul celor care citesc, în capitolul dedicat lui Mircea Cărturescu, pe lângă analize splendide făcute poeziei și prozei sale, are această propoziție sau frază concluzivă: Mircea Cărturescu este cel mai mare scriitor român contemporan. Dincolo de asta, nu cred că se poate spune ceva. A spus-o cel mai important critic român contemporan, și încât ne aflăm la înălțimile amințitoare. Nu e cazul să vi mai prezint pe Mircea Cărturescu, slavă Domnului, în mediul nostru academic-cultural e foarte bine cunoscut, un scriitor iubit, e un polihistor, pentru că, așa cum chiar vorbeam cu domnul Manulescu și cred că a spus-o chiar aici în această sală, Mircea Cărturescu este excepțional în tot ceea ce face, ca poet, ca prozator, ca istoric și critic literar, ca mentor al unei generații de prozatori care cresc pe lângă el și care încep să reprezinte ceva în cultura română. Primele raze prilejuită de apariția și prezentarea unei cărți care deja, pentru faptul că este un bestseller, una cele mai bine vândute cărți ale editurii Humanitas, și o să arăt și pe doamna Lidia Boda, care e directorul general al editurii și care a ținut să fie aici alături de Mircea Cărturescu. E o carte foarte discutată și unii dintre noi, doamna Babeț, care nu s-a sfințit să o califice de o capodoperă și a făcut o intensă campanie acestei cărți, printre cunoscuți, printre necunoscuți la televiziuni, afirmând că e o carte care va marca o epocă. Sunt într-o totul de acord. E un roman absolut extraordinar, fără precedent, a zice el, chiar dacă seamănă, e un aer de familie celelalte cărți de proza de Mircea Cărturescu, și am cred că nu putem găsi motiv mai bun de a ne întâlne aici, decât să invităm să vorbească despre această carte. În urmare, tema, așa cum a anunțat-o și afișul, este simplă și sperăm profundă despre Soarele Murit, despre Mircea Cărturescu, pe care am să-l invit să intre în subiect, dar nu înainte, după ce părintele spiritual al acestor conferințe, tânărul nostru, și profundul și bătrânul nostru rector, Marele Firtea, va spune câteva cuvinte. Domnule rector, vă rog. Înțeles că rolul său este mult mai mult decât a crea pe performanță.
performanță, competență educațională și de cercetare, și este și acela de a fi un epicentru cultural, social, de diseminare și de concentrare deodată a multor idei literare, culturale, economice și de altă natură. De aceea am obișnuit Timișoara, spune în general, cu astfel de conferințe și am invitat periodic șlacheta și mă gândeam că după ce această aulă, domnul José Manuel Bravo Barroso a avut o conferință la nivel internațional, ce va urma după și unde vom duce șlacheta. În Olinda am încercat să aducem și din zona națională, performanțe care să fie la același nivel. Și după câteva, spunem, idei și căutări, am decis că domnul Cătărescu este un etalon pe măsura comparației pe care am încercat să o ducem din zona românească și mulțumesc că a răspuns invitației noastre de a fi astăzi aici și a ne arăta că și noi, ca și nație, avem astfel de reprezentanți cu care ne gândim în mod deosebit. Mă bucur foarte mult că această aură, care este plină în acest moment, este plină de tineri care au venit să-l vadă pe domnul Cătărescu, să-l audieze. Și dacă trebuie să recunosc cu alte câteva ocazii, în general, mai organizam spontaneitatea și umpleam aula, vreau să vă asigur că nici măcar n-am mediatizat foarte, foarte tare acest eveniment, de pentru care constat în sală că lumea a venit cu siguranță din propria inițiativă și vă asigur că nu doar din Timișoara, chiar am văzut persoane din Iași în sală și cred că acest eveniment este unul care este de excepție și va rămâne unul de marte și de fete pentru vestătorul. Vă mulțumesc mult tuturor, vă mulțumesc domnului Cătărescu pentru prezența domnului sale aici și cu siguranță ne va întâmpla în minutele următoare. Vă mulțumesc! Parte o conferință, o prezentare a Mircea Cătărescu, după care va urma un dialog cu dumneavoastră, pentru că vă duceți de la acum la întrebări. Mircea, te rugăm, noi ne retragem, te lăsăm sigur, dar revenim să-ți lăsăm siguranța inspirație, pentru că sunt absolut sigur că foarte multe lucruri sunt legate de ceea ce ai trăit în ultimele ore la Timișoara. Și deci te invităm să ne spui ce dorești pornit de la Soleil. Mulțumim! Vorbesc despre această carte, despre Soleil Olid, o
carte care înseamnă pentru mine foarte, foarte mult. Deci aș vrea să mulțumesc celor care au prilejuit întâlnirea noastră de astăzi, domnului rector care a vorbit înaintea mea, Crucea Micăieși, prieteni străvechi, cred că de 30 și ceva de ani ne cunoaștem și aș spune că față de alte prietenia noastră a fost nedescrițită, fără niciun pas fals de anumit tuturor acestor ani. De asemenea, nu am cum să nu mulțumesc Lidiei Bodea, care este și a fost mereu alături de mine, chiar dacă n-a fost fizic alături de mine la toate întâlnirile pe care am avut la lungul anilor, dar am simțit-o alături de mine și alături de ceea ce am reușit să fac pentru editura Humanitas și editura pentru mine. De asemenea, vreau să-i mulțumesc Adrianei Baveți, prietene de asemenea din vremuri mai bune și legendare, aș spune eu, vremurile noastre din tinerețe. Și trecând de acest moment absolut necesar, aș vrea să vă mai spun un lucru, și anume să vă spun că eu sunt un om realmente foarte modest, căruia nu-i plac în niciun fel, știu eu, superlativele, toate felurile. Eu pot să înțeleg de ce domnul Manulescu m-a numit cum m-a numit, dar eu nu mă numesc pe mine, câteodată nu mă numesc nici măcar scriitor, dar în niciun caz nu mă numesc cel mai important, cel mai mare, cel mai, cum mai vreți dumneavoastră. Eu nu mă compar cu nimeni, nu m-am comparat niciodată cu alți scriitori. Am avut modele pe care le-am admirat și le-am iubit, dar nu m-am comparat cu ele. Și dacă am făcut-o vreodată, dacă m-am comparat vreodată cu cineva, cu invidie și cu iubire uneori, a fost cu Mircea Cărtărescu din tinerețea lui, cel care scria poemele de amor, cu Mircea Cărtărescu de mai târziu, care scria travestii, cu cel care scria vorbitor și așa mai departe. Cu o serie de astfel de autori, de care, prin forța lucrurilor, mă simt apropiat și de care nu mă pot desolidariza, pentru că ei trăiesc în aceeași piele și în același creier cu mine. Doar cu ei mă compar. Și între noi nu există cel mai mare sau cel mai mic. Toți suntem, într-un fel, congeleri și gemeni. Înainte de a începe să vorbesc despre orbitor, iertați-mă, despre Solenoid, dar și despre orbitor, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre cum se arată uneori în mintea mea ceea ce am mai numit de câteva ori edificiul literaturii. Ce înseamnă pentru mine literatura? Pentru că, în definitiv, Solenoid este și o carte despre literatură. S-a spus de multe ori că este o carte despre om, o carte despre mântuire, o carte despre destinul nostru al tuturor. Este adevărat, dar este în același timp și o carte despre ceea ce a făcut posibilă raportarea la destinul nostru, și anume despre literatură. Într-una dintre scrisorile lui către locotnica sa, Felice Bauer, Franz Kafka spunea o frază uimitoare pentru mine, a rămas uimitoare de-a lungul timpului, spunea, în definitiv, eu nu sunt nimic altceva decât literatură. Această frază pe mine m-a obsedat în momentul în care am citit-o. Cred că aveam mai puțin de 30 de ani când am întâlnit această frază în corespondența lui Kafka și întotdeauna m-am întrebat ce a vrut să spună Kafka cu această frază. Cum este posibil ca un om să nu fie nimic altceva decât literatură? Cum poate să-și transforme el, fără rest, mintea și trupul, inima și creierul în literatură? Și această frază a declanșat în mintea mea o meditație care se cere mereu reînnoită, sau cel puțin pe care eu simt nevoia să o reînnoiesc întotdeauna, în privința propriei mele arte, în privința artei pe care eu am ajuns și am hotărât să o slujesc de acum 40 de ani până în acest moment. Timp de 40 de ani și eu am făcut puține lucruri în afara literaturii.
Și în felul acesta am ajuns să mă gândesc la literatură ca la un edificiu, ca la un fel de construcție, ca la un fel de monument, poate un cenotaf, alcătuit din mai multe niveluri sau construit pe mai multe niveluri. M-am gândit la edificiul literaturii ca la un fel de alegorie, dacă vreți, a actului creator. Acest edificiu se vede bine și se vede de departe, pentru că el este construit pe o movină uriașă, pe un deal uriaș, pe un fel de una dintre acele ridicături foarte mari, care sunt specifice unor anumite culturi și care, de fapt, servesc drept mormânt, drept ossuare pentru ființele care au trăit în acele vremuri. Acest morman uriaș este mormanul cărților mediocre. Toată literatura lumii se construiește pe literatura proastă și mediocre. Nu trebuie nicio clipă să o subestimăm. Literatura proastă și literatura mediocre este valoroasă. Este valoroasă pentru literatură. Ea constituie partea de dedesubt a icebergului, partea de sub nivelul mării a icebergului, partea cea mai masivă. 95% din literatura lumii este alcătuită din acest gen de literatură, pe care o puteți numi cu monument germanic, trivial literatură, pe care o puteți numi literatură de consum, pe care o puteți numi literatură comercială. Acest gen de literatură, pentru mine, este un gen într-un fel onorabil, pentru că el constituie volurile din edificiul respectiv. Dacă un templu ar fi alcătuit numai din plinuri, nu am putea intra în el, nu ne-am putea închina în interiorul lui. Templul este alcătuit în același timp din plinuri, cele care conțin structura de rezistență a clădirii, dar și din goluri, din incinte, din spații vide. Aceste spații vide sunt absolut necesare pentru a pune în evidență spațiile pline. Spațiile pline nu ar putea exista fără spațiile goale. Așa încât întregul edificiu literar se construiește pe această uriașă literatură, 95% din literatura lumii, poate și mai mult, această uriașă literatură destinată oamenilor care nu au ajuns la deplină maturitate, destinată adolescenților, destinată spiritelor aventuroase, destinată celor care iubesc erotismul de pildă, celor care iubesc aventura, celor care iubesc capa și spada, celor care iubesc aventurile extraterestre. Toată această uriașă literatură, care nu are în sine sau, în cea mai mare parte, nu are un potențial axiologic de valoare propriu-zisă, contribuie însă la înălțarea literaturii valoroase. Fără această movină uriașă, fără acest organ uriaș, castelul s-ar vedea mult mai puțin, ar avea mult mai puțină vizibilitate. Primul nivel al edificiului literaturii, mie mi se pare cel care ține de profesionalismul literar. Uneori s-a spus despre mine că aș fi un profesionist al literaturii. Este una dintre alegațiile, să spunem așa, ciudate pentru mine. Poate este adevărat. Foarte mulți autori sunt profesioniști ai literaturii. Dar dacă un autor rămâne numai un profesionist al literaturii, merită foarte puțin stima mea. La acest prim nivel, sunt oameni în stare să scrie literatură, așa cum întâmplar este în stare să facă mese sau scaune, sau așa cum un orfebrier este în stare să facă obiecte de aur. Este vorba despre meserie. Este vorba despre felul în care un autor învață să scrie literatură, adică despre asta vorbim, și va ști, după ce a învățat, va ști să scrie literatură întreaga sa viață. Aceasta este definiția profesiei. Profesia este un lucru care se învață odată și pe care nu-l mai uiți, și în al doilea rând este un lucru din care îți poți câștiga viața, din care îți poți câștiga existența. În acest prim nivel al literaturii, autorul învață să construiască narativ, să construiască poeme,
să scrie eseuri, să facă orice lucru la un nivel acceptabil, spune, la un nivel onorabil. Foarte, foarte multe romane, foarte multe poeme, foarte multe lucrări dramaturgice au evidentă, absolută și uneori unică această caracteristică a faptului că este dintr-un meșteșug. Că autorul lor este un meșteșugar care este în stare să îmbine o narațiune, să creeze niște personaje, să construiască o intrigă, așa cum un tâmplar, cum v-am spus, poate să facă cu ajutorul unor instrumente niște obiecte de mobilier. La acest nivel există o mulțime de autori, mai buni sau mai răi, ca toți autorii ar trebui să aibă și acest nivel la baza artei lor și care reușesc să creeze niște opere citibile, niște opere vizibile din punct de vedere literar. Foarte multe însă astfel de opere, după cum vă dați seama, par niște scrie talente, par niște scrie cărora le lipsește ceva. Poate ați întâlnit adesea romane de familie sau romane ale construcției unui caracter, așa zise bildungs romane, sau cărți despre o anumită tematică și care par foarte bine îmbinate din punct de vedere tehnic, dar care parcă nu au suflet, parcă nu au ceea ce noi cu toții așteptăm de la literatură. Le citim, uneori cu plăcere, și apoi le lăsăm deoparte. De obicei, o scriere care conține doar acest nivel al unei bune stăpânire a tehnologiei literare, nu se mai recitesc. Ori, după părerea mea, adevărata lectură este relectura. Numai acele cărți merită să fie undeva în panteonul nostru interior, cel pe care am simțit nevoia să le recitim, măcar o singură dată. Dar nenumărate romane, nenumărate poeme, nenumărate altele creații literare, sunt făcute ca să fie citite o singură dată și apoi lăsate să stea undeva în tine raftul de bibliotecă. Pentru că, spre deosebire de toate meseriile din lume, literatura nu are numai acest nivel. Dacă s-ar găgini la acest singur nivel, ar fi o literatură uniplanar, unidirecționar. De fapt, literatura, ca să capete volum și profunzime, trebuie să trească, trebuie să urce pe scări către un al doilea nivel, care este mult mai restrâns decât primul, așa încât edificiul literaturii are un fel de formă de zigurat sau de piramidă cu trepte. Și acest al doilea nivel, probabil că îl bănuiți, pentru că avem o opoziție eternă între meșteșug și altceva superior meșteșugului, și anume este nivelul artei propriu-zise, nivelul artistic propriu-zis. Care este diferența între un artist și un meșteșugar? M-am întrebat adesea. De ce noi prețuim mai mult artistul decât meșteșugar? De ce nu ne mulțumim cu obiectele simple pe care le face orice meșteșugar, orice om care știe să mânuiască lătița cu spune? Pentru că lătița cu spune nu este suficientă. La acest al doilea nivel al edificiului literaturii avem mari artiști ai cuvântului. Avem pe cei care reușesc să transforme literatura într-o artă. Ea nu mai este pentru ei doar o etalare de perfecțiune meșteșugărească. Ei nu sunt cei care știu cel mai bine să facă niște personaje, să facă o intrigă și așa mai departe, lucrurile de bază ale literaturii. Ei sunt cei care sunt în stare să transforme joaca cu cuvintele în magie, în alchimie. Sunt cei care sunt în stare să creeze opere superioare care ne pun într-un fel simțul estetic la contribuții. Nu e nevoie de simț estetic să apreciezi o masă, dar dacă este o masă cu intarsii, dar dacă este o masă
peste care s-a adăugat un alt nivel, un nivel care putea să lipsească din punct de vedere utilitar, dar care nouă ne este necesar ca apa și ca aerul, pentru că reprezintă spiritul din noi, dacă este o masă ornamentală, dacă este o masă cu stil, dacă este o masă, știu eu, cipendeni sau alt stil de mobilier, noi ajungem să o vedem cu alți ochi, să o vedem cu ochii celui însetat după experiența artistică. În literatură, acest lucru se traduce prin următoarea înălțare, să spunem așa. Artiștii literaturii sunt artiști ai cuvântului. Dacă cuvântul, dacă îmbinarea de cuvinte ar fi lucrul cel mai important în artă, cum unul mi se pare că este, atunci aceștia ar fi cei mai mari scriitori ai lumii. Să ne gândim la un singur exemplu. Nabokov, să spunem, Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov, în Lolita, sau în Ada, sau în multe alte romane, în aproape toate romanele lui, se dovedește a fi un astfel de magician al cuvântului. În Lolita, de pildă, romanul cu cel mai minunat subiect din lume, din punctul meu de vedere, nici o combinație de cuvinte, nici o frază nu poate fi sărită de cititor, fără ca acest lucru să fie o mare pierdere. Nu putem sări un rând din Lolita, pentru că apoi ne va părea rău, pentru că apoi nu vom mai putea percepe continuarea acestui fragment. Pentru că Lolita, de fapt, nu este o carte în sensul normal al cuvântului, nu este un roman în sensul normal al cuvântului, ci seamănă mai mult cu o imensă, cu o uriașă moleculă. Cu o uriașă moleculă. Care fiecare cuvânt are o funcție aproape chimică. Fiecare cuvânt trebuie să existe acolo pentru ca această uriașă construcție chimică să se poată numi Lolita. Deci nu putem sări nimic. Borges spunea la un moment dat că este o prostie să scrii romane uriașe, romane de peste 500 de pagini, pentru că, în definitiv, orice roman poate fi rezumat la 3-4 pagini. Poți să faci un rezumat, cum s-a întâmplat să se facă în mod ironic și nu rezumatul romanului Război și Pace sau al lui Dr. Faustus sau lui Thomas Mann, în câteva rânduri. Până la urmă, orice carte poți rezuma într-o singură frază. Un băiat iubea o fată, nu? Dacă este să rezumăm. Borges avea dreptate în 90% din cazuri. În 90% din cazuri, un roman uriaș este o pierdere de vreme și pentru autor și pentru cititor. Pentru că, de fapt, poți rezuma acest roman în 10 pagini, 20 de pagini și așa mai departe. Chiar dacă se pierde foarte mult. Însă există cărți care nu pot fi rezumate decât în exact același număr de cuvinte pe care le au. Prin urmare, nu le poți comprima așa, nu poți comprima apa. Aerul nu poți comprima, dar apa nu poți combina. Este ceva care se opune întotdeauna în această încercare bizară de a comprima apa. La fel nu poți comprima minunea estetică. Esteticul este așa cum este, este așa cât este. El nu poate fi redus la o esență. Cineva spunea că Soleroid e un roman îngrășat artificial. Ar putea lipsi 500 de pagini și n-ar observa nimeni, spunea el. Poate câteva pagini, într-adevăr, ar putea lipsi din această carte. Dar dacă ar lipsi 500 de pagini, romanul Soleroid n-ar mai fi Soleroid. Pentru că însă dimensiunea unei cărți reprezintă o figură de stil. Ea nu este întâmplătoare. Nu este întâmplător că Pânia și Samate, roman absurd al lui Rumus, are 4 pagini și jumătate, pe când Război și Pace are 1500 de pagini. Nu este întâmplător. Este vorba de faptul că anumite lucruri nu pot fi spuse decât într-un anumit număr de pagini. Un sunet e dat de vioară, alt sunet e dat de violă, alt sunet este dat de violoncel, alt sunet este dat de contrabas. Fiecare dintre aceste instrumente are o cutie de rezonanță specifică tonalității, registrului în care instrumentul cântă. La fel, un haiku și Divina Comedia, amândouă poezie, au dimensiuni extreme.
extreme. Unul este extrem de redus, celălalt este imens. De ce? Pentru că poți exprima anumite lucruri numai într-o formă extrem de concentrată, cum este un haiku de pașă, de pintă, iar alte lucruri care țin de ideație, care țin de musculatura aceasta cerebrală a uriașelor idei cosmogonice și așa mai departe, nu pot fi exprimate decât într-un număr foarte mare de pagini. Deci e nevoie de spațiu, e nevoie de rezonanță, e nevoie de toate aceste lucruri. Cine sunt acești autori care trăiesc la nivelul al doilea al literaturii? Sunt ceea ce noi numim mari stiliști. Mari stiliști întotdeauna. Flaubert, Mallarmé, ca poet, cel pe care l-am amintit Nabokov, din literatura română Radu Petrescu sau Mircea Horia Simionescu. Sunt oameni care au împins literatura până la raffinamentul extrem. Aceștia sunt artiștii literaturii și ei trăiesc într-un aer mai alepiat și mai subtil decât simpli, să spunem așa, meseriași, meșteșugani ai literaturii. Dacă literatura ar avea numai aceste două niveluri, nivelul meșteșugăresc și nivelul artistic, ea nu și-ar îndeplini încă scopul pe pământ, după părerea mea. Pentru că deasupra acestor două niveluri există încă unul. Cine ar putea trăi la acest al treilea nivel, care este și mai restrâns în privința numărului de autori care au acces în acel pisc, în acel loc privilegiat, de deasupra meșteșugului și de deasupra artei. Ca să vă dau o idee despre asta, am să vă povestesc un mic fragment dintr-un roman pe care îl iubesc foarte mult, al unui autor pentru care am o adevărată venerație și care se află acolo, la al treilea nivel al literaturii, și anume un fragment dintr-o carte a lui Salinger, J.D. Salinger, care îi găsește pe doi frați, unul dintre ei fiind un scriitor și celălalt fiind un vizionar, un fel de profet, doi frați din faimoasa familie Glass, Buddy Glass și Seymour Glass, îi găsește în fața oficiului de recrutare, începea al doilea război mondial, și ei se prezintă ca să fie recrutați. La oficiul de recrutare erau de completat un formular. Și formularul, la un moment dat, are și rubrica profesie. La care Buddy Glass scrie autor profesionist. Iar Simon începe să râdă. Și nimeni nu mai poate opri din râs. Buddy Glass, fratele lui, îl întreabă, dar de ce râzi? Asta sunt autor profesionist. Iar Simon îl întreabă, și asta n-am putut să uit niciodată, mi-a rămas ca și fraza lui Kafka de la început, cum nu sunt nimic altceva decât literatură, mi-a rămas împită ca un pui în frunte, această frază. Simon Glass zice, de când este arta profesia ta? De când este literatura profesia ta? Eu credeam că e religia ta. Deci deasupra nivelului meșteșugăresc, deasupra nivelului artistic, mai există un nivel al scriitorilor pentru care scrisul este o religie. Pentru care scrisul este un act de credință. Al autorilor care nu scriu numai pentru a pune în vedere, a pune în valoare splendoarea extraordinară a literaturii, ci scriu despre om. Scriu despre destinul uman. Ceea ce scriu ei nu este la fel de bun din punct de vedere meșteșugăresc ca romanele autorilor de la primul nivel și nu este la fel de splendid din punct de vedere artistic ca romanele, poemele și așa mai departe ale autorilor de la nivelul al doilea. Nu sunt la fel de bun meșteșugar și la fel de bun artiști. Dar sunt teologi ai literaturii. Sunt oamenii cei mai însemnați, cei mai importanți din edificiul literar, pentru că ei se ridică deasupra meșteșugului și deasupra artei și trăiesc în aerul cel mai rar, cel mai rarefiat, cel mai imposibil, cel mai insuportabil, aerul de la limitele limitelor gândirii și literaturii, ca să dea seama acolo despre ceea ce înseamnă om, despre ce înseamnă ființa umană,
despre care este destinul omului pe Pământ. Întrebări eterne, de mai multe feluri, de un fel metafizic, de un fel filozofic, de un fel teologic, de un fel, într-un fel gnoseologic și aș spune și mai mult gnostic, pentru că despre asta este vorba până la urmă. În cazul acestor autori și numai al lor, literatura devine cunoaștere. Literatura ajunge în vârful acela al cunoașterii umane, unde se anulează diferențele dintre știință, artă, gândire filozofică și toate celelalte zone ale cunoașterii științifice. Și aș spune și mai mult, se anulează diferența dintre toate aceste zone ale cunoașterii oficiale și alte zone ale cunoașterii neoficiale, la care făcea raportare Baudelaire când spunea învățați-vă, învățați-vă cu orice, învățați-vă cu vin, învățați-vă cu sex, învățați-vă cu poezie. Este exact același lucru. Deci, în acel vârf mistic, într-un fel al literaturii, se împină toate aceste modalități de cunoaștere. Ele devin una singură. Poezia, până la urmă, prin urmare, devine una cu știința, una cu filozofia, una cu cunoașterea prin escalină, prin psilocibină și așa mai departe. Foarte puțini autori ai lui și, după părerea mea, cei pe care îi citești și recitești mereu și mereu, îi citești și recitești an de an, Musil, Joyce, Kafka, Dante, Dostoievski, Homer și așa mai departe, ajung să trăiască în acest aer al cunoașterii supreme, al cunoașterii supreme a unui adevăr revelabil pe o parte prin științe, pe de altă parte prin arte, pe de altă parte prin alte mijloace de cunoaștere. Cum au ajuns acești autori până acolo? Ca să înțelegem mai bine, vă trimit la un alt fragment din altă scriere literară, și anume o carte a lui John Park, care se numește The Softwood Factor, Neguțătorul de tabac. Și în această carte există o scenă în care poetul din secolul al XVII-lea, care este personajul central al acestei cărți, ajunge în fața unui munte. Și pe acel munte vede că țărându-se o mulțime de inși. Și întreabă pe cineva cine sunt acei inși și se spune că sunt scriitori. Toți sunt scriitori care încearcă să urce cât mai sus pe muntele literaturii. Și îi se mai spune un lucru. Îi se spune că legendele spun că pe vârful acestui munte trăiesc niște oameni care nu au trebuit să se cațere niciodată. Și că de altfel cățărându-te nu mai ajunge niciodată pe acel vârf de munte, unde trăiesc adevărații autori, cei mari cu adevărat. Și atunci autorul întreabă, dar cum au ajuns aceștia acolo? Și îi se răspunde, iarăși, un lucru extraordinar de frumos, ei erau acolo deja înainte ca muntele să se înălțată. Muntele s-a înălțat cu ei înșiși. Deci nu au trebuit să se cațe. Există un fel de autor, o specie de autor, care nu trebuie să facă aceste eforturi extraordinare pentru a deveni cunoscuți, pentru a își împlini visul interior de a se exprima pe ei înșiși, de a fi nimic altceva decât literatură, de a se transforma fără rest în literatură. După părerea mea, acești autori sunt superiori autorilor de la nivelul al doilea. Nabokov a avut întotdeauna o problemă cu Dostoievski. În scrierile lui, cursurile, faimoasele lui cursuri de literatură, Nabokov se referea foarte des la Dostoievski și întotdeauna depreciativ. Spunea că Dostoievski nu știe să scrie cu adevărat, că uneori e melodramatic, alteori e patetic și așa mai departe. Deci nu a avut decât cuvinte injurioase, într-un fel, despre opera lui, opera marului sau înaintașul rus, Dostoievski. Este adevărat, Dostoievski niciodată n-a scris la fel de perfect ca Nabokov. Nu există comparație între ei doi în această unică privință. Dar în toate celelalte privințe, nu există comparație între Dostoievski și Nabokov, în valoarea lui Dostoievski. Pentru că fiecare pagină, indiferent cât de prost scrisă a lui Dostoievski, este o parte din sistemul gândirii lui Dostoievski.
gândirii lui originale despre destinul uman. Și prin asta, orice pagina a lui Dostoevski valorează mai mult decât toată opera lui Nabokov, după părerea mea. Aceasta este diferența. Aici este diferența de, între maturitate artistică și maturitate sapiențială, ca să spunem așa, sau maturitate din orice punct de vedere am vrea să luăm acest lucru. Eu aș construi un ultim nivel deasupra tuturor acestor trei niveluri, unde aș plasa poate un singur autor. Poate un singur autor. Poate doi sau trei. Dar în orice caz, un nivel care este, de fapt, răpletul suprem, uneori în sens, cu sensul propriu al cuvântului, urletul suprem al literaturii. La acest nivel aș plasa autorii foarte, foarte puțin, poate unul singur, cu câteva variante ale sale, pentru care literatura este trăire fără rest. Este trăire totală, fără nevoia publicării, fără nevoia împărtășirii, fără nevoia unui public. Autor pentru care publicul este Dumnezeu însuși. Este absolutul însuși. Autor care au construit niște scrieri ca niște cheize, care se îndreaptă direct către cer, fără să mai coboare apoi, înapoi către oameni. Firește, cred că bănuiți la cine mă refer în primul rând, mă refer la Kafka, la Kafka pe care l-am citat și în romanul Soleroid și care este mai mult decât un autor pe care îl iubesc, este autorul însuși, este scriitorul însuși, tocmai pentru că nu a fost niciodată un scriitor, a fost mult mai mult decât un scriitor. Și mă mai refer la alți câțiva autori, pe lângă el, autori umili, necunoscuți, care au construit opere uriașe în singurătate, ne fiind niciodată omologați ca scriitor. Rămân niște diletanți, niște amatori, dar niște amatori de geniu, aș spune. Și l-am citat întotdeauna pe unul dintre cei mai enigmatici autori de pe lume, care s-a numit Dacher, și care a trăit o viață întreagă până la 80 de ani, ca janitor, adică om de serviciu, într-un spital din Chicago, spăla culoarele spitalului Buteo. Nimeni nu a aflat cine este, cine a fost Dacher, până când nu a fost găsit mort în cămăruța sa, în garsoniera sa. Când proprietarii au intrat în această garsonieră, au văzut ceva incredibil și colosal. E ca și când ar fi intrat în Sfânta Sfintelor și chivotul ar fi început să strălucească extraordinar. Pentru că acolo l-au găsit pe Dacher dormit cu capul, adormit într-un domnul, ca să spunem așa, cu capul pe biroul pe care dormise în fiecare noapte, camera noaptea 4. Deci el dormise în fiecare noapte cu capul pe biroul, pe biroul său, care era plin de texte și de ilustrații. Au fost găsite acolo două romane terminate, unul de 25.000 de pagini și celălalt de 15.000 de pagini, cele mai mari scrieri ale unui om care a trăit vreodată. Au fost găsite jurnale, iarăși de 10.000 de pagini. Au fost găsite ilustrații, picturi strălucitoare și extraordinare de o mare iluminare paradisiacă, dar și de o imensă cruzime, de o cruzime fantastică, aproape satanică într-un fel, însumând la o dată una dintre cele mai mari opere ale unui artist brut, cum se zice, al unui artist care nu a fost niciodată omologat între artiști, care nu a făcut parte din zona artistică și care nu a pictat și nu a scris întreaga sa viață decât pentru el însuși. Nu a arătat niciodată nimănui scrierile sale. Deci există artiști la limita aceasta a nebuniei, la limita limitei posibilității umane de a se exprima pe sine prin intermediul artei. Acești autori, foarte puțin, pentru mine sunt ca un fel de zeități tutelare ale literaturii. Între ei au mai fost și Vergilius, unul dintre cei mai mari poeți ai lumii,
cel care a scris Emilia, și care, nu știe toată lumea, dar în momentul în care era pe patul de moarte, la vârsta de 31 de ani, a lăsat unui sclav porunca de a-i distruge opera, de a-i distruge Emilia. Și numai faptul că acel sclav, ca și Max Brod, mai târziu în cazul în Capra, numai faptul că acel sclav nu l-a ascultat, a îndrăznit să nu-i, să nu le-a curs ultimei sale dorințe, îi datorăm faptul că Emilia există. Deci, iată ce artist extraordinar care a renunțat, de fapt, pe patul de moarte, la întreaga sa operă scrisă, ceea ce înseamnă că a renunțat la posteritate, a renunțat la celebritate, a renunțat la orice altă, știu eu, orice alt beneficiu legendar al, în care crede orice scriitor. Iată că există și autor de acest fel. Romanul Solenoid, pentru că aici mai să ajung cu această mică introducere, este o carte care vrea într-un fel să prezinte viața unui astfel de artist, viața unui astfel de om. Este, într-un fel, o proiecție foarte subiectivă a mea și care creează un fel de ură de sine, din punctul meu de vedere. Este ura de sine a celui care joacă joc. Este ura de sine a celui care ar fi vrut să fie Kafka, dar nu a fost Kafka niciodată. Este ura de sine a celui care a preferat să-și publice cărțile, a preferat să facă toate parafernaliile din jurul actului unic și intransitiv de a scrie, a preferat să iată, să vină în fața dumneavoastră și să stea de vorbă cu dumneavoastră, în loc să-și ardă scrierile la sfârșitul vieții, o viață scurtă și memorabilă. Deci, este într-un fel reversul vieții de autor pe care eu am dus-o de 40 de ani cu acești care câteodată mă înspăimântă îngrozitor. Cel care spune eu, vocea care se aude în această carte scrisă la persoana întâi, este cea a unui alter ego al meu. Este cea a unui autor pur, așa cum i-am visat întotdeauna să fiu și cum nu am reușit să fiu în realitate. Pentru că este un geamăn al meu care trăiește într-o altă dimensiune. Ca să ajung la acest om, la acest om care seamănă și nu seamănă, într-un fel este identic mie și în altfel este diametral opus mie, a trebuit să fac un fel de artificiu narrativ, cu care de fapt începe această carte. Începe după 250 de pagini de acumulări, deci v-aș ruga să aveți puțin dică răbdare când începe să citiți această carte și să treceți fără a judeca această carte, suspendându-vă judecata într-un fel, până veți ajunge la această scenă în care un tânăr poet citește la un cenaclu. Pentru că de aici începe, de fapt, cartea. Un tânăr poet citește la un cenaclu și este criticat aspru, atât de mare critic care conducea cenaclul, cât și de colegii săi poeți. Este inversul situației reale, inversul situației din realitate. Într-adevăr, eu am debutat în mod absolut la Cenaclul de Luni, în 1978, când aveam 22 de ani, un poem care apare și în roman cu același nume, poemul lui Căderea. Era primul poem adevărat pe care îl scrisesem. Îl scrisesem la vârsta de 20 de ani, imediat cum am terminat armata, cum am plecat din armată și m-am întors acasă. Atunci mi s-a înrăzărit un poem foarte lung, de 30 și ceva de pagini, care era un fel de coborâre în spirală dinspre paradis către infern. Avea 7 părți, fiecare parte cobora încă un nivel, dinspre creier, spre viscere, dinspre, știu eu, abstract către concret și așa mai departe. Deci era un poem din acesta făcut pe un fel de tablou sinoptic sau tabel sinoptic. Modelul era în Joyce, modelul era în T.S. Eliot, era în Ezra Pound, deci în autorii pe care eu îi citeam și iubeam în acel moment.
nu e nicio enigmă, e vorba de Nicolae Manorescu, și de colegii mei de generație din acel moment. Asta pe mine m-a încurajat foarte tare să scriu literatură, pentru că era primul poem pe care îl citeam în public. Faptul că el a fost bine primit, a fost de bun augur pentru mine. Dar mi-am imaginat în roman aceeași scenă inversată, inversată în oglindă. Toți mă făceau praf, criticul însuși dădea un verdict de refuz absolut, de respingere absolută, și eu nu mai apucam să ajung scriitor. Eu ajungeam un simplu profesor de școală generală, așa cum am și fost. Așa cum am și fost timp de 10 ani, ultimii 10 ani ai comunismului românesc, din 1980 până în 1990. Am fost în realitate profesor de școală generală la o școală de la marginea Bucureștiului, din capătul Colentinii. Ei, situația aceasta seamănă mai mult decât orice cu un fel de mică poveste, mică parabolă, pe care o întâlnim de data aceasta nu în literatură, ci în fizica teoretică. În fizica teoretică. Și anume este vorba de acea povestioare inventată de Erwin Schrödinger, unul dintre marii fizicieni din povestea minunată a fizicii cuantice, pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine cum stau lucrurile în această lume stranie, în lumea stranie a fizicii cuantice, în care nimic nu e ce pare a fi. Legile noastre intuitive nu mai funcționează. Există legi, dacă vreți, poetice, legi bizare, legi contradictorii, tot felul de alte legi, dar nu cele care guvernează fizica newtoniană. Și ca oamenii să poată înțelege ce înseamnă o suprapunere de bază cuantică, pentru că acest gen de fizică spune că toți trăim în astfel de suprapunere de faze cuantice, el imagina povestea unei pisici, faimoasa pisica lui Schrödinger, despre care știți probabil cu toții câteva lucruri. Și anume, este vorba de o pisică închisă într-o cutie. În acea cutie mai există un revolver care, printr-un mecanism, este legat de un proton. În momentul în care protonul se dezagreghează, revolverul e declanșat și pisica este ucisă. Și Schrödinger spune, atâta vreme cât cutia este închisă, noi nu putem ști dacă pisica este vie sau moartă. Pentru că nimeni niciodată nu poate să spună precis momentul în care un proton se dezagreghează. El se poate dezagrega în clipa următoare sau peste 500 de ani sau peste 500 de milioane de ani. Nimeni nu poate să ghicească clipa precisă. Deci nimeni nu poate să spună, înainte de a se deschide cutia, dacă pisica este vie sau dacă pisica este moartă. Spunem că, de fapt, pisica se află într-o suprapunere cuantică. Într-una dintre fazele cuantice ea este vie, în altă fază cuantică ea este moartă. Numai când deschidem cutia, putem spune, pisica într-un fel sare într-una dintre cele două faze cuantice, pe când cealaltă dispare. Această frumoasă poveste are, de fapt, două variante. O variantă tare și o variantă slabă. În varianta slabă, deschidem cutia și vedem dacă pisica este vie sau este moartă. Și nu se mai întâmplă nimic altceva. În schimb, în varianta tare se întâmplă ceva uimitor. Și anume, în clipa în care deschidem cutia, nu numai pisica plezdește în două, într-un fel, să nu o luați literal, că imagine dezgustătoare, nu? Plezdește în două în sensul că se despart cele două faze cuantice. Pisica moarte, pisica vie. Nu numai pisica se desparte în aceste două faze cuantice, ci lumea întreagă plezdește, universul întreg plezdește. Și anume, într-un univers în care pisica este vie și într-un alt univers, complet deosebit, complet diferit de celălalt, în care pisica este moartă. Această povestioară v-am spus-o ca să înțelegeți ce se întâmplă cu personajul meu. Eu și personajul din Solenoid am fost timp de 22 de ani unul singur. Iar în momentul în care lectura la cenacul a funcționat ca un fel de deschidere a cutiei, noi ne-am rupt în două. Pe de o parte, în viața obișnuită, am rămas eu, cel care am devenit scriitor pentru că am fost lăudat la cenacul și care sunt acum în fața dumneavoastră. Pe de altă parte,
cel din poveste, cel din solenoidă, cel care nu a mai scris niciodată, care a rămas un simplu profesor și care totuși, într-un fel, s-a realizat cu adevărat ca scriitor. Eu am rămas la nivelul scriitorului care a jucat jocul conformist, care se duce la simpozioane, care vorbește în fața dumneavoastră, care are traduceri și publică cărțile și așa mai departe. Deci un scriitor normal, care nu are nimic cu care să se laude, iar celălalt a devenit scriitorul bun, scriitorul adevărat, Kafka, Kafka însuși. Deci, într-un fel, cel pe care l-au zis vorbind în Solenoid, este unul dintre scriitorii aflați acolo, foarte sus, unde aș fi vrut să fiu și eu, toți scriitorii vor să fie acolo, dar n-am nimerit, n-am reușit de drept până pe la jumătate. El reușește, pentru că el scrie numai pentru el însuși și rezultatul scrierii sale este romanul Solenoid. Solenoid nu este cartea mea, este cartea lui, este cartea pe care el o scrie și pe care el o distruge, pe care el o arde pentru că alege la sfârșit viața și nu moarte. Acesta este în linii foarte mari povestea cu care începe Solenoid. Este pentru mine o carte și o experiență foarte diferită de cel dinainte. În toate cărțile mele dinainte, eu am încercat să fac scrieri povestenice. Cât de înalt am putut. Orbitor, poate cu excepția celui de-al treilea volum, care este mai ancorat în etic și în istoric, în istorie. În Orbitor am mers pe estetic până la greața, spune eu. Nu cred că există, sau hai să zic, nu există între scriere de o carte mai estetică, mai estetizantă, mai adânc obsedată și fascinată de ea însăși, de propriul stil, de textura fiecărei pagini. Eu sunt câteodată cuprins de o extraordinară admirație pentru cel care a scris Orbitor și citesc câteodată pagini din el. Și mi se fac pagini pe care eu n-aș putea să le scriu nici vorbă, nici în niciun fel. Mi se fac pagini inaccesibile și mă simt cuprins de un fel de invidie din această prostească față de autorul Orbitorului. În Solenoid n-am mai încercat să fac acest lucru. Nu veți mai găsi pagini atât de perfecte stilistic ca în Orbitor. Nici nu este scopul acestei cărți să fie o carte la fel de strălucitoare, la fel de minunată, la fel de adamantină, aș spune, cum sunt anumite pagini, anumite fragmente din Orbitor. Aici, în Solenoid, eu am renunțat la tentația hiper-esteticizării pentru o altă tentație. Pentru tentația pur și simplu a adevărului. Pentru tentația adevărului. Adevărul în literatură este lucrul cel mai greu de atins. Este lucrul cel mai greu de obținut. Pentru că întotdeauna ne stă în cale tentația perfecțiunii. Oriunde este perfecțiune, nu mai poate încăpea adevărul. O veche poveste talmudică spune că lumina intră în lume prin crăpăturile lucrurilor. Dacă lucrurile ar fi perfecte, fără ciopituri, fără crăpături, n-ar putea pătrunde lumina în noi. Este o metaforă a imperfecțiunii necesare. Și Solenoid este o carte imperfectă din acest punct de vedere. O carte cu pori, o carte permeabilă. Orbitor, dacă o pui ca o bărcuță pe apă, nu e apă. Nu e apă, este fiecare suprafață a sa este dinsă. Este dată cu ceară, dacă vreți. Solenoid ia apă, se retine de apă, se impregnează de apă. Pentru că eu între timp mi-am dat seama că apa este adevăr. Că această îngreunare a obiectului artistic cu scoriile, cu zgura vieții, cu tot ceea ce nouă ni se pare a fi o trădare a esteticului, de fapt este benignă pentru opera de artă. Opera de artă nu trebuie să fie numai estetică. Ea trebuie să încerce să depășească arta, într-un fel. Să o depășească către ceea ce s-a numit marile întrebări, marile probleme. Probleme care nu sunt de ordin poetic. De ultima instanță, ele pot fi de ordin filozofic, ele pot fi de ordin etic, ele pot fi de orice alt ordin. Și a doua mișcare a cărții mele
dincolo de foarte multe episoade, de toate felurile, onirice, știu eu, fantastice și așa mai departe. A doua mare mișcare a Cărții Mele este o mișcare etică. Este o mișcare eticistă, într-un fel. Ce ai alege? Când Irina, personajul feminin al cărții, pune această întrebare, trecem la etapa a doua a demonstrației care este solemnă. Ce ai alege? Ai de ales într-o casă împlăcări, care firește este o metaforă a lumii, ai de ales să salvezi un copil sau o mare operă de artă. Nu poți scoate amândouă lucrurile din casa împlăcări. Trebuie să te hotărăști. Nu ai mult timp la dispoziție ca să te gândești. Trebuie să faci intuitiv. Trebuie să faci ce-ți spune propria ta inimă, propria ta interioritate. Vezi copilul care plânge într-un colțișor că ne-a vins de plăcări și vezi atârnată pe perete o minune artistică. Știu eu, retablul Gigant sau, dacă vrem să înțeleagă toată lumea, Gioconda sau orice mare pictură a lumii, care este unică și de neînlocuit, face parte din istoria umanității. Ce vei alege în acel moment? Și personajul meu alege întotdeauna, dincolo de orice explicație, dincolo de orice, știu eu, tentație, adică e vorba de ispite în acest moment, alege întotdeauna să salveze copilul. Iar personajul feminin, care este un fel de avocat, spiam pe lumea de sânge. Răspunsul este tot copil, îl voi alege. Și așa mai departe. Și din acest moment, care reprezintă un fel de mirare a cărții către problemele noastre adevărate, care nu sunt numai estetice, sunt probleme de alegere de zi cu zi, din acest moment cartea începe să se îndrepte ca o ființă care a mers la început încerut, dar apoi își îndreaptă coloana vertebrală și merge către final. Al treilea moment al cărții, ne apropiem de final, cartea este piramidală, al treilea moment al cărții, aceste două momente de cumpără, este cea care vorbește despre posibilitatea mântuirii. S-a zis despre această carte, că e o carte despre mântuire și este într-un fel adevărat. În această carte există două feluri de mântuire, din care unul este respins cu imensă teamă și cu tremurare, cum ar spune Kierkegaard. Deci nu este respins în mod cinic sau în mod, știu eu, nihilist. Este respins după o mare luptă interioară, iar celălalt este calea regală. Calea regală pentru fiecare om, după părerea mea. Primul moment este cel al mântuirii care vine dintr-o lume superioară, care vine de undeva de sus. Și ca să arăt cum funcționează această mântuire despre care ne vorbesc toate credințele lumii, toate religiile și așa mai departe, am imaginat o situație bizară, una dintre cele mai bizare din această carte, și anume, trimiterea unui om cu un mesaj de mântuire, un mesaj de bună vestire, într-o lume enorm inferioară, și anume în lumea sarcopților lui ei. Într-o lume care trăiește în canale, în propria piele a unui om. Cel care coboară ca să aducă acest mesaj, care se micșorează enorm și pătrunde printre acanieni, printre sarcopți, este însuși personajul central, care devine un fel de înger ce aduce mântuirea, înger ce aduce vestea cea bună. Și el coboară între ei și deodată are un fel de revelație suduitoare, și anume că mântuirea, în acest fel, nu este posibilă. Pentru că acele ființe, dintr-o lume enorm inferioară, dintr-o lume care se află pe un alt plan al existenței, decât cea de deasupra care aduce salvarea, sau vrea să aducă salvarea, aceste ființe au alte organe de simț, au altă limbă, alte limbaje, își exprimă altfel de sentimente. Sunt cu totul și cu totul impenetrabile
la lumina de care vine de deasupra. Nu au cu ce să o perceapă. Nu au organe de simț pentru această lumină, pentru această revelație. Și atunci revelația nu se produce. Cele două lumi continuă să existe, una la o membrană de părtare de cealaltă, fără ca trecerea dintr-una în alta să fie posibilă. Acest lucru eu l-am augmentat cu ideea celei de-a patra dimensiuni, arătând într-un fel că printr-o anumită disciplină spirituală se poate pătrunde printr-o ușă care se deschide într-un perete, printr-o ușă care pare iluzorie, pare doar desenată pe perete, dar care la un moment dat se deschide prin revelații, printr-un fel de lucrare superioară. În momentul în care personajul meu încearcă să iasă prin această ușă, ca să se salveze de unul singur, ca să se mântuiască de unul singur, deodată își dă seama, la sfârșitul romanului, că nu poate face acest lucru, pentru că mântuirea individuală este de neînțeles. El dorește să se mântuiască prin dragoste, pentru că nu se poate ajunge în altă parte dacă suntem ființe omenești, el dorește să se mântuiască prin dragoste odată cu toți ceilalți oameni. Deci el refuză un fel de a se salva din valul lumii, din valul istoriei, pentru a accepta un alt fel de a se salva. Un fel omenesc și imediat de a te salva prin darul acesta extraordinar care mi s-a făcut tuturor și care este dragoste. El are revelația că omul nu caută altă lume. Nu vrea să descopere alte lumii care să întâlnească ființe superioare lui, ci el caută tot omul ca să se mântuiască. El caută semenii săi, fără de care oamenii nu pot să funcționeze, nu pot să existe ca oameni. Cam aceasta ar fi povestea metafizică a acestei cărți. Încerc scuze față de dumneavoastră că a trebuit eu să încerc să fac un fel de exerces a propriei mele scrieri, dar vă rog să vă credeți că nu vreau să impun nimănui această exercesă. Eu îmi privesc cartea ca orice critic din afară în acest moment și am încercat să îmi dau eu însumi, să încerc eu însumi să îmi dau seama despre ce poate fi vorba în această scriere. Pentru că, sincer să vă spun, n-am știut-o de la început și nu o știu nici astăzi. Cartea mea este la fel de enigmatică pentru mine, cum probabil este și pentru unii dintre dumneavoastră care v-ați apucat de ea sau care ați și terminat. Este o enigmă. Cartea aceasta a pornit la drum, fără ca eu să știu unde duce. Am mers până la 700 de pagini, fără ca eu să am nici cea mai mică idee unde duce. Și abia în ultimele 200 și ceva de pagini s-a lămurit pe ea însăși. Este ca și când cartea avea o structură de felul acesta, piramidal, și abia în gâtul piramidei, apăsând un comutator care este în ultimele pagini, în ultimele 50 de pagini, s-a luminat toată structura de sus până jos. Eu cred că oricare dintre dumneavoastră care a citit cartea a avut această, să zicem, mică revelație, că numai ajungând în acel punct unde este comutatorul, cartea se limpezește. Până atunci, cartea poate să semene cu un miriapod care fuge pe toate drumurile deodată. Acum, vreau să vă spun, am de câteva foarte puține lucruri despre cum am scris această carte, concret, pentru că aceea, dacă mai aveți răbdare, să-mi puneți câteva întrebări. Eu aș dori foarte mult să stăm de vorbă și să îmi împărtășiți câteva dintre ideile și părerile și nelăbuirile dumneavoastră, fie în legătură cu această carte, fie în legătură cu literatura în general, fie în legătură cu orice alt subiect de interes imediat sau mai general. Vreau să vă spun că metoda mea de a scrie este foarte ciudată chiar și pentru mine însumi. Dincolo de faptul că scriu cu un anumit ritual pe care îl respect întotdeauna, scriu numai luminețile, scriu foarte puțin de fiecare dată, la fiecare ședință de scris, cam o pagină și jumătate. Dar ceea ce este
ciudat, mai întâi este că scriu numai de mână, deci scriu literatură numai de mână, nu scriu pe computer, și că scriu continuu, fără să șterg, fără să rup pagini, fără să adaug, fără să scot, într-un fel, și Lidia cred că mi-e martă din punctul ăsta de vedere, într-un fel cărțile mele sunt editate înainte de a ajunge la editură. Eu dau la editură cărți de obicei practic terminate, practic editate, pentru că nu e nevoie de fapt să le editez. Ele se editează pe măsură ce se scriu. Se editează singure. În acest proces de scriere, citire, care este procesul prin care eu lucrez. Cum este posibil așa ceva? Întrebați-mă ca să vă întreb. Nu știu cum e posibil așa ceva. Este absurd, este stupid. N-am întâlnit niciodată un autor care să scrie așa. Gândiți-vă că ați fi o fabrică de automobile. La o fabrică de automobile sunt secțiuni în care se fac. Într-o secțiune se face caroseria, într-o secțiune se fac anvelopele, într-o secțiune se face partea electronică, în alta se face motorul și așa mai departe. Și este normal să se întâmple așa. Și apoi toată mașina se asamblează, pe o linie de asamblare. Ei, cum lucrez eu? Imaginați-vă o fabrică de automobile care începe să facă mașina pornind dinspre pot și mai întâi către capătul din spate al ei. Adică mai întâi face numărul neînregistrat, plăcuța cu număr. Apoi o bucățică, o secțiune din bara inițială, din bara, nu știu cum se numește, din bara, așa. Apoi o secțiune din carburator, apoi o secțiune din elice, aceea de răcire. Apoi o secțiune, prima secțiune din motor, apoi a doua secțiune din motor, a treia secțiune, ca niște felii, ca niște felii de tomograf. Așa din fiecare pagina mea, sunt felii de tomograf dintr-un obiect pluridimensional pe care îl scriu ca și când aș face cu o imprimantă în trei dimensiuni, imprimantă 3D. Ei, cum Dumnezeu să faci ca în aceeași pagină să ai o secțiune din plafonul mașinii, din oglindă, o secțiune din volan, o secțiune din motor și o secțiune din reurile de la din față, ale roților din față. Cred că este ceva... nu cred că s-ar putea face o mașină în felul acesta, dar este felul în care eu cum scriu cărțile. Așa scriu eu cărțile. Fiecare pagina mea coexistă bucăți din diferite locuri ale mașinii, care sunt într-un fel decupate una după alta. În loc ca eu să am un plan inițial și să înnegrez fiecare pătrățel al acestui plan. Și este felul meu de a scrie care îmi dă o mare bucurie, scriu cu o mare plăcere, scriu într-o stare de, știu eu, de aducire interioară, aducire în propriul meu interior. De câte ori termin de scris, de pildă azi, să zicem, am scris de la 10 la 12. La ora 12 eu las stiloul jos sau fixul jos, mă ridic în picioare, ies din birou și, de fapt, în acea clipă am uitat de cartea mea. Am uitat cu desăvârșire de cartea mea. Deci, în momentul în care eu ies din biroul în care scriu, nu mă mai gândesc la această carte niciodată, indiferent dacă sunt la începutul ei, la jumătatea ei sau la sfârșitul ei. Ce fac în restul timpului? Ce face și dumneavoastră? Absolut orice. Mă plimb, mă joc cu fiul meu, stau de vorbă cu Ioana, cu soția mea, ne uităm la filme, ne uităm la seriale, ne jucăm pe computer, citim cărți, dar în niciun caz nu mă mai gândesc la cartea respectivă. Pentru că este, cum spune împăratul Solomon, nu, iertați-mă, de vorba de cartea lui Iov, cum spune Iov la un moment dat, cum îndrăznești tu să vorbești despre Dumnezeu și să-L critici pe Dumnezeu, tu care nu știi cum se formează oasele copilului în pântecul mamei. Într-un fel este felul în care se formează și aceste cărți ale mele cu foarte puțină intervenție din partea mea. Ele se încheiate singure, într-un fel care le este propriu, așa cum se fac acele figuri de origami, acele figuri de origami care sunt ca niște cocoroașe și când le arunci în apă se despart și apare un lufăr, apare o
o lepădă și așa mai departe. Deci, într-un fel, eu, la sfârșitul oricărei cărți, am întotdeauna această surpriză. Am un ghemotoc, am un cocoloș, îl arunc în apă și văd ce apare. Și, de data aceasta, cu Solenoi, am avut bucuria extraordinară să apară ceea ce am și vrut să apară. Să apară o carte pe care eu am visat-o, cartea pe care eu mi-am dorit-o în momentul respectiv. Nu mai scrisesem nimic de 9 ani de zile. Nimic interesant, nimic care să îmi spună ceva mie însumi. Mă simțeam la sfârșitul carierei, am 60 de ani aproape. Nu puteam spera să mai scriu o carte care să mă mulțumească. Și acest mic miracol s-a produs cu Solenoid. Am fost foarte încântat că am reușit să termin cartea aceasta. Am terminat-o în condiții de mare stres, din alte motive decât cele literare. Dar, slavă Domnului, am reușit să o termin și am reușit să vă împărtășesc și dumneavoastră. Din fericire, cartea a fost foarte, foarte bine primită și ne sunt recunoscător tuturor celor care au scris despre ea, tuturor care mi-au trimis mesaje despre ea, câțiva sunt în această sală, tuturor cărora această carte le-a spus ceva. Întotdeauna am fost foarte recunoscător celor care mi-au citit cărțile. Pentru că, în cele din urmă, Kafka sau ne-Kafka, bucuria unui autor este să fie înțeles. Să fie înțeles și să fie iubit. Kafka însuși nu era chiar atât de kafkian. La un moment dat, se spune că a intrat într-o librărie și a întrebat câte din cărțile sale s-au vândut. Publicase o mică culegere de povestiri. Și librarul i-a spus că s-au vândut 21 de cărți. Și el a dus, scrie în jurnalul lui, că a fost extraordinar de fericit, pentru că 20 le cumpărase el însuși și se întreba cine a fost acea ființă omenească ce a cumpărat o carte ca lui. Și spune el, adaugă el, este ca un frate al meu, un frate necunoscut. Pentru că Kafka era un miracol ca cineva să-i cumpere o carte. Eu mulțumesc la fel fiecare dintre dumneavoastră care ați cumpărat sau ați împrumutat sau cine știe cum, nu vreau să spun că ați furat, asta este urmarea logică, o carte ca mea și v-ați apucat de ea, sunt infinit recunoscător celor care au făcut acest lucru. Și acum, la sfârșitul acestei pseudo-conferințe pentru care ați avut răbdare și vă mulțumesc pentru asta, v-aș ruga dacă doriți să îmi puneți întrebări. Este partea cea mai bună a tuturor întâlnirilor cu publicul. Care ar fi autorul care a făcut-o.
Vreau să spun din capul locului că sunt dintre admiratori sau dintre fani, cum se spune astăzi, dar întrebarea să vă pun legată de Solenolit. E o carte care intimidează pe critici, e o carte pe care nimeni n-ar fi putut să explice cum ne-ați explicat-o astăzi și mi-ați dat o cheie de lectură mult deasupra ceea ce fac critici în general cu cărțile marilor scritori. Am vrut să vă întreb dacă despărțirea celor două lumi despre care ați vorbit, celor două eurile din Nicia Cătărescu sau varianta fictivă și varianta din realitate, dacă de doi ar fi fost trei, care ar fi fost comun aceste triade sau dacă vă puteți imagina care ar fi, cum să zic, acea latura triunghiului care ar putea să transforme această ruptură în două, într-o triadă, de un fel sau altul. Nu știu dacă fizica are astfel de rezolvări, dar sunt convinsă că imaginația dumneavoastră poate să ne propune ceva în acest sens. Îi mulțumesc mult doamnei Smaranda Vultur pentru întrebare. Este o întrebare incitantă, nu m-am gândit la ea până acum, trebuie să răspund. Dar eu cred că deja l-ați văzut pe al treilea, l-ați văzut deja pe al treilea. Al treilea este omul simplu care stă în fața dumneavoastră în acest moment și care nu este nici scriitorul ce își face concesiile față de public, nici scriitorul plin de datoria de a reveni mai literatură. Și este un om care se bucură de toate aspectele vieții, sau care, cum spune teoria postmodernă, face surfing pe toate direcțiile vieții. Eu nu vreau să renunț la nimic, aș spune. Nu vreau să renunț la nimic. Sunt și un ins care își trăiește viața din plin, gustând din toate roadele ei, ca să spun așa, și un om care gustă și roadele cunoașterii, ale artei, ale literaturii, ale tuturor aspectelor vieții. Aș vrea ca să nu rămâne cu adevărat, cum se zice, străin, niciun fel de lucru. Și din punctul acesta de vedere, aș vrea să vă spun că spre deosebire de aproape toți scriitorii, români sau poate și din alte părți, eu citesc mai multă literatură neficțională decât literatură propriu-zisă. Cam două treimi din ce citesc e literatură științifică sau literatură filozofică sau, în orice caz, nu propriu-zis poezie sau romane. În tinerețe am citit aproape numai poezie sau romane, cum citește toată lumea, dar la un moment dat am încercat să... Adică mi-am zis că pentru mine e mai important să încerc să înțeleg lumea așa cum este, decât să mă cantonez numai în spațiul acesta al lumii literare sau al zonei literare. Pentru mine, de exemplu, o carte pe care acum 30 de ani mi-a dat-o Solomon Marcus, despre care am vorbit înainte de întâlnirea noastră cu domnul rector, o carte pe care mi-a dat-o Solomon Marcus a însemnat mai mult aproape decât orice altă carte, inclusiv alte cărți ale literaturii. Solomon Marcus era un om care iubea nu numai tot ce ține de științe, de matematici și așa mai departe, ci iubea foarte, foarte mult și literatura și artele. Și ca să dea seama de asta, el venea la fiecare ședință a cenaclului de luni, într-o anumită etapă a acestui cenaclu, nu se mai ținea la locurile obișnuite, adică se desfința de cenzură, de cenzura comunistă de atunci, și se ținea prin tot felul de locuri marginale. Noi încercam să ni se piardă urma, să continuăm cenaclul de luni în alte contexte. L-am ținut pe stadionul Giulești, l-am ținut la Muzeul CFR-ului, l-am ținut la un ștrat studențesc și așa mai departe. Asta, șmecheria asta nu ne-a ținut mult pentru că ne-au nimuit de fiecare dată. Ne găseau și iarăși ne desfințau.
Și când s-a ținut la Complexul Cultural Județesc Lacul Tării, adică la ștrandul de la Lacul Tării, Solomon Marcus venea de fiecare dată, în fiecare săptămână, venea ca să asculte literatura oamenilor vineri. Eu așa l-am cunoscut și ne-am împrietenit, pot să mă laud că am avut imensa onoare să fiu apropiat de probleme de Solomon Marcus. Și el, la un moment dat, după ce am făcut o lectură de poezie, mi-a spus, vreau să-ți fac un cadou. Vreau să-ți dau ceva ce am avut întâmplător la mine, ca un cadou în amintirea acestei lecturi. Și mi-a dat un lucru care m-a lăsat cu gura căscată inițial. Era o carte, uite așa de groasă, nu era tipărită, era imprimată, era un curs universitar. Era un tratat de topologie. Acest tratat de topologie, adică un tratat de matematică, de matematici superioare, topologia este o ramură a matematicii, mai este numită și geometria de cauciuc și este foarte o ramură în foarte mare dezvoltare. Această carte a însemnat pentru mine, la fel de mult cât a însemnat Ulise de Joyce sau, știu eu, Țara Pustietății a lui T.S. Eliot. Nu ne-a venit să crede cât de bogată e matematica, cât de bogată este geometria. Am citit acest tratat, sărind firește peste ce nu mă pricep, peste formule și așa mai departe, dar încercând să extrag miezul de poezie din el. Și acest tratat, ca și altele din vremea aceea, m-a influențat extraordinar de tare și aș spune eu că abia acum s-a deschis și și-a dat roamele în acest roman de Solemnii. Deci, iată că al treilea Mircea, ca să spun așa, care nu sunt nici eu autor, nici autor din romanul Solemnii, ci omul obișnuit, Mircea, are tot felul de, știu eu, de hobby-uri, de toate felurile și trăiește la fel ca oricare dintre noi, la fel ca oricare dintre dumneavoastră, cu nebunile și cu înțelepciunile lui, ca să spun așa. Mulțumesc. Da, vă rog, întrebare. Dumneavoastră, în bon. Sau cei despre care ați vorbit au ajuns la adevărul diferite. De asemenea, mulțumesc, chiar este o întrebare foarte dumnez. Eu știu că ați avut aici o discuție despre adevăr acum câteva timp. Sau la Arad. La Arad a fost o discuție, un colocul despre adevăr la care și-au spus părerea Corina Roma Patapievi și Gabriel Liceanu, cu el și așa mai departe. Firește că nu voi încerca măcar să mă ridic la acea înălțime, dar aș vrea să vă spun un lucru. După mine, una dintre cele mai extraordinare scene care există în rezidurile umanității, înregistrată și păstrată în istoria umanității, este cea în care Iisus este adus în fața lui Pilat din pont. Și Pilat îl întreabă ce este cu el, și Iisus spune, am venit să aduc în lume adevărul. Iar Pilat din Colt întreabă, se întreabă filozofii, ce este adevărul? Deci răspunde cu această întrebare, ce este adevărul? Mi se pare o scenă fundamentală pentru umanitate. Avem un om care aduce revelația, care aduce de sus de undeva adevărul, care nu poate să existe în lume, el trebuie revelat, trebuie adus de sus. Și o persoană din țesătura lumii, pentru care adevărul nu este un răspuns, ci este o întrebare. Avem aici distanța extraordinară între răspunsul absolut și a toate cunoscător și întrebarea celui care trăiește în spațiul sublunar, care nu poate ști nimic, care nu poate cunoaște nimic. Această tensiune între adevărul absolut, revelat, și întrebare, orice întrebare este un loc gol, locul gol care ține locul răspunsului, nu?
Deci, între plin și gol, între revelat și mundan, această tensiune a străbătut apoi, timp de 2000 și ceva de ani, intrat în istoria umanității. Există adevăruri susținute de oameni care pretind că îl cunosc și adevăruri relative, relativizări ale adevărului după chipul și asemănarea lumii noastre cu o mie de fețe. Ce părere ați avea despre Mihail Bulgakov, maestru și Margarita, Andrei Platon, cel bun, și Garcia Marquez, cum ai văzut vreodată la ce părere ați situat? Eu am o părere bună despre toți aceștia. Și, în primul rând, am o mare, o minunată părere despre această mare literatură rusă, care coboară din Dostoievski, din Tolstoi și așa mai departe, și care își dă roadele în autor ai modernității, în minunata paragonă din Maestru și Margareta, minunata poveste a lui Mihai din Pont și a lui Iisus de asemenea. Este ceva în spiritul acesta slab, nu vreau să repet toate porcintele și toate clișeele legate de el, dar este ceva care merge până la autorul lui Lacun și care ține de un fel de neliniște, un fel de neliniște metafizică a tuturor acestor autori. Un fel de neputință de a-și găsi un loc și de a se stabiliza, un fel de, se zice că Rasputin, la un moment dat, sau în anumite momente, își săpa o groapă și se așeza pur și simplu în groapă și stătea acolo zile și tremurând de se zvârția haina pe el, rugându-se fierbinte, într-un fel de transă șamanică. Cam așa fac toți autorii ruși mari și importanți, până la ultimul despre care v-am vorbit, cam așa fac cineaștii ruși ca Tarkovski și așa mai departe. Mie îmi place foarte mult felul acesta foarte brutal cu care ei se lasă, de fapt, prinși de metafizic ca de un vulturi cu cheare pe care și le împic în trupul lor. Da, îmi plac toți acești autori. Foarte mult. Îți spun foarte mult. Mulțumim. Da, vă rog, domnul Șarăș. Imediatiza și microfonul în Anastasia, ați spus că vă scrieți proiectul de nemulțumire. Dar credeți că această nemulțumire literară va asigura cu adevărat va respecti efortul de acolo? Nu, îmi pare rău, dar nu am înțeles. Ce spuneați? La ce carte vă refereați? În Nostalgia. La Nostalgia. Da. Și ce spuneam eu acolo? Vă scrieți un proiect de nemulire. Un proiect de nemulire? Da. Ah, ok. I-am adus aminte de fragment. Da. Și credeți că această nemulire literară, despre care spuneți că vă vorbați, da, ar asigura, ar respecti Nu, acolo era vorba despre un proiect de nemurire, în alt sens. Era vorba de prima povestire din Nostalgia, Ruletistul, în care însăși parabola, însăși caracterul circular al parabolei garanta un fel de nemurire, un fel de nemurire textuală. Altfel, eu cred că toate cărțile lumii vor ieri. Cred că toate cărțile lumii vor dispărea și cred că această soartă, această placără care le va cuprinde până la urmă pe toate, este un lucru bun, este un lucru pozitiv. Eu cred că tocmai caracterul lor muritor le dă valoare în ochii noștri. De altfel, 90% din cărți au și dispărut, sau poate chiar mult mai multe, odată cu incendierea bibliotecilor, odată cu căderea în uitare,
luați un dicționar, un dicționar al scriitorilor români, din cel al lui Marian Popa, să spunem, din anii 70, și deschideți la orice pagină. Veți găsi, să zicem, 6 autori pe pagina din stânga și din dreapta. Din acești 6 autori, vă garantez că pe 5 nu-i veți recunoaște după lume. Numele acelea nu vă vor mai spune nimic. Deci, iată că soarta literaturii este unitară până la urmă. Este soarta întregii lumi. Lumea nu va dura la nesfârșit și poate are valoare tocmai pentru caracterul ei iluzoriu și circumscris în timp. Toți autorii au această melancolie, această, știu eu, acest sentiment crepuscular, că de fapt ei nu scriu operele pierdutoare. Numai un naiv poate crede acest lucru, spunea Macedonski, dacă 4 generații peste fruntea mea vor trece, în sfârșit se vor găsi oameni care o să-l aprecieze. Omul este același. Omul este același în toate epocile și pe pretutindeni. Și dorința sa de a se înălța de la pământ și de a face lucruri minunate, chiar nepieritoare, este compensată întotdeauna de acest caracter perisabil, de acest caracter pieritor al tuturor lucrurilor. Unul dintre cele mai frumoase cântece care există este un cântec al lui George Harrison, care se numește All Things Must Pass. Toate lucrurile trebuie să treacă, trebuie să dispară. Am explicat această trecere aproape lugubră din aură, care se zice mult mai superantă, dar o să mă duc la tine cu ochii mult mai precauți. Dar nu e optimismul pe care îl așteptam la această oră, dar sunt lucruri profunde. Dar nu este niciun fel de pesimism. Noi toți vom pieri bun la urmă. Da. Asta nu înseamnă că nu ne bucurăm de viață. Faptul că știu eu ce carte ai, să zicem, Manualul Întâmplărilor, al lui Apopian, peste 10.000 de ani nu va mai exista, nu înseamnă că nu ne bucurăm de el extraordinar de tare astăzi. Dar este foarte subțire. Este subțire și foarte comestibil, ca să spun așa. Mă rog, de întrebare aceea, la Babet. Care ne face contemporan cu Europa, ne-a făcut
vremea în care scria și care este a fost și numit și este cu adevărat un Kafka al nostru. Kafka al nostru. El poate fi comparat cu Kafka sau cu alții autori din Europa Centrală al momentului, de pildă cu Bruno Schulz, da. Sau chiar cu Gombrowicz în anumite cărțile sale. Și firește, aș preda istoria eroglifică, de pildă, cu mare, mare bucurie. Aș preda Viața Lumii lui Miron Costin, care urmează modelul celui mai mare poem scris vreodată, după părerea mea, și anume Ecleziastul. Aș preda foarte, foarte multe lucruri din literatura română. Eu sunt, poate s-a văzut și în Levantul, sunt un om adânc înamorat de literatura română. Mulțumim. Da, domnișoare, și domnule, după aceea. Mai întâi doamna și apoi domnul. De acolo ne-am oprit. Ați vorbit cu admirație despre scriitorii aceia care nu au public, adică acei scriitori care scriu numai pentru ei înșiși. Și ați lăsat de înțeles că într-un an solenoid, mare rău multă până citit, ar fi vorba de un alt destin de-al dumneavoastră la care ați aspirat cumva în ascuns, de acum un autor fără public. Întrebarea mea este următoarea. Având în vedere că scrisul e un dar, deci dar și pentru ceilalți. De exemplu, eu ca profesoară nu mă pot mântui ținând prelegere la casă la mine singură, da? Și întrebarea mea este, cum se poate mântui un scriitor fără public? Adică, care e rolul? E un rol doar pentru el însuși, adică e un gest așa, un fel de gest autist, de autoeliberare, în care el, cu opera lui, sunt autosuficient sau, nu știu, deci eu mă întreb, cum se poate mântui un om fără un scriitor fără public? Mulțumesc! Acest lucru este posibil pentru că, de fapt, orice manuscris are un public. El are un public din momentul în care începe să fie scris. Publicul său este autorul însuși. Autorul este primul om care citește o carte. Procesul de scriere nu este un proces simplu, ci este un proces de scriere-citire. Scriere/citire. Nu poți să scrii o carte fără să și citești în același timp. Și se zice, și eu cred că au dreptate cei care spun că scriitorii scriu acele cărți pe care nu le găsesc ca să le citească. Deci ei ar vrea să citească o carte pe care tocmai o scriu. Numai că acea carte nu a fost încă scrisă. Și foarte mulți autori scriu ca să citească această carte descrisă încă. De ce ar citi un autor propria lui carte? Pentru că acele cărți care îi spun autorului ceea ce el deja știe despre el însuși, nu valorează doi bani. Singurele cărți care merită scrise sunt cărțile care îi spun autorului lucruri pe care el însuși nu le știe despre el. Numai acele cărți merită scrise. Și atunci autorul este un cititor genuin, la fel de genuin ca orice alt cititor, care nu este în aceeași piele cu scriitorul. Pentru că el nu are acces la conținuturile adânci ale minții și ale vieții sale, ale destinului său, decât prin canalul acesta special al scrisului. Scrisul este ca o sondă care trece prin eul autorului, trece prin partea sa conștientă, ca să urmăm modelul mașinăria freudiană, și ajunge în partea adâncă, în partea abisală, în partea arhetipurilor, în partea pulsiunilor și așa mai departe.
și de acolo extrage adevărata viață interioară, fiindcă despre asta este vorba, extrage adevărata viață interioară a scriitorului, acelui care se lasă investigat de el însuși ca să se diagnostice pe el însuși, ca să vadă ce boală are el însuși. De aceea, niciun autor nu se consideră lipsit de public în momentul în care scrie o carte. Iar pentru unii dintre autori, care sunt cei mai buni, într-un fel, acest singur om care îi citește carte este suficient. El este suficient, pentru că acest gen de autor scriu ca să se înțeleagă pe ei. Scriu, dacă vreți, ca un mod de autovindecat sau de auto-tămăduire, într-un fel. Ei nu au neapărat nevoie de altcineva. De altfel, toți autorii îi văd pe cititor ca pe niște oameni care seamănă cu ei. Deci eu nu scriu pentru toată lumea. Nu scriu decât pentru cei care seamănă cu mine. Și într-un fel, fiecare carte este unică pentru fiecare cititor în parte. Probabil că vă este limpede. De pildă, dumneavoastră citiți o carte de-a mea. Și acolo scrie, era seară. Scrie fraza, era seară. Dumneavoastră nu vă imaginați seara care există în mintea mea. Și care a existat în mintea mea în momentul în care am scris această frază. Dumneavoastră reconstruiți această frază pe baza unei alte seri trăite de dumneavoastră. În așa fel încât nu există două cărți la fel. Dacă doi cititori citesc aceeași carte, ea de fapt este două cărți diferite. Într-un fel, ca și un copil, o carte are jumătate din codul genetic al autorului și jumătate din codul genetic al cititorului. Numai când cele două fețe sunt ocupate de două ființe, atunci se poate naște între ele cartea adevărată și care nu seamănă, care este unică, care nu seamănă cu cartea pe care o citește altcineva. Deci fiecare dintre dumneavoastră, citind orice carte, de fapt, construiți jumătate din ea. Construiți jumătate din ea. Sunteți și dumneavoastră autorul, co-autorul acestei cărți. Mulțumesc mult. Deci avem ultima întrebare, domnul de acolo, cu a ridicat mâna. Era lângă doamna. Da. Odată viață nocturnă. Mă refer la viața onirică. Când nu poți să dormi, da. Întrebarea mea este, cât de mult contează această viață în scrierile noastre? Da. Și mai mult, o întrebare mai simplă. Sunteți de multe ori catalogat ca un scriitor postmodern. Dar de multe ori ați făcut precizarea că doar procederile dumneavoastră sunt postmoderne și că dumneavoastră sunteți mai degrabă un autor romantic. Întrebarea mea este, cât de mult este, într-adevăr, postmodernist în Mircea Cărțărescu? Da, o să vă răspund foarte scurt. La oricare dintre întrebări de dumneavoastră aș răspunde în cel puțin o oră sau două, pentru că sunt exact pe placul inimii mele, ca să spun așa. În privința onirismului, pentru mine visele au fost întotdeauna esențiale. Am visat foarte, foarte mult în anumite etape ale vieții mele. Am avut și un fel de paravise sau hipervise pe care nu le voi uita niciodată. Și, într-adevăr, în foarte multe dintre scrierile mele, am introdus pur și simplu vise pe care le-am avut cu adevărat. Deci mi-am construit, mă rog, planul acesta fantastic din ele, pe baza unor vise. Unele dintre povestirile mele sunt chiar așa cum le-am visat. La modul concret al cuvântului. În Solenoid, oniricul joacă un rol foarte special. Eu, în prilejul acestei cărți, care a avut o variantă anterioară numită Anomaliile mele, mi-am scos din jurnal 50 de pagini de vise adevărate.
am avut răbdare la un moment dat să-mi timpulez jurnalul și să scot de acolo visele reale pe care le-am avut ca să le inserez pe la jumătatea acestui roman. Și este o secțiune destul de mare și de plicticoasă, așa o să mai scot puțin din ele, vreo 20-30 de pagini, cred că s-ar mai putea elimina de acolo, care, unde este vorba despre vise reale, vise pe care le-am avut cu adevărat și le-am notat dimineața, într-un fel comentate de mine, comentate și făcute să aduse la aceeași cheie cu povestirile, cu poveștile din roman. E o corespondență subterană foarte delicată, așa, între visele acestea și ce se întâmplă în roman. Ele sunt reluate în anumite forme în roman. Și între ele și câteva vise esențiale, de pildă, una dintre cele mai importante pagini din roman este cea în care visez o mamă. Visez o mamă la un moment dat. Este un vis care m-a urmărit întreaga viață. L-am avut la 17-18 ani și m-a urmărit întreaga viață. A fost o poveste semi-reală, semi-visată. Deci acum nu știu, cum spune chiar Sfântul Papa, dacă a fost într-adevăr sau a fost o alucinație. În privința celelalte întrebări, nu mai folosesc astăzi termenul postmodernism, cel puțin nu în legătură cu mine însumi, cu scrierile mele. Unele dintre ele, ca Levantul, sunt firește foarte, foarte bine circumscrise postmodernismului, dar în inima și ca atitudine existențială, eu nu mă consider un postmodern și resping aproape cu desăvârșire filozofia postmodernă, care spune în linii foarte mari ceva de genul, de vreme ce ne-am născut și vom muri, trebuie să ne ocupăm viața cu ceva. Ei, eu cred în lucruri esențiale și grave. Nu îmi trăiesc viața ca un vis sau ca un malon de săpun. Într-adevăr, mi se pare mai potrivit termenul de neoromantism de ceea ce fac eu, pentru că romantismul acesta înalt, al romanticism, de la începutul secolului al XIX-lea, cuprindea într-adevăr un fel de proiecție a eului până la marginile universului, ceea ce și eu instinctiv încerc să fac câteodată. Vreau să vă mulțumesc iarăși tuturor pentru răbdarea pe care ați avut-o și să mulțumesc celor care mi-au pus întrebări, toate au avut sens și la toate am putut să răspund și de asemenea nu pot să nu mulțumesc încă o dată celor care se află alături de mine la acest prezidiu și care m-au ajutat atât de mult de în această familie. Să mulțumesc mult tuturor. Chiar ultima întrebare, așa. Fluidul dintre om și cuvânt. Nu, eu sunt un mare fan al noi de tehnologia, toate gadgeturile cu putință. Și nu asta este explicația. Explicația este că toate scrierile mele pornesc din jurnal. Jurnalul este trunchiul comun al tuturor acestor scrieri și cu jurnal scriu de la 17 ani, numai de mână, direște, nu pot scrie jurnal pe computer, atunci toate scrierile mele s-au contaminat de felul acesta de a scrie. Ele toate sunt ramuri ale crengi ale jurnalului meu. Pe de altă parte, îmi face mare plăcere să scriu de mână. Și cred că este un meșteșug, să spunem, sau o abilitate foarte, foarte, foarte plăcută și foarte utilă, aș spune eu. Astăzi, în foarte multe țări, nu se mai învață scrisul de mână. S-a trecut la scris gen bloc sau direct pe computer. După părerea mea, se pierde astfel o artă milenară și un fel de a percepe spațiul și timpul pe care nu mai scrierea adevărată, scrierea de mână ți-o dau. Mulțumim mult!
mică echipă și foarte eficace în jurul acestor conferințe. Sunt o doamnă care m-a ajutat foarte mult. Doamna la care l-am văzut pe Galben și Iuna Nechescu, care a dispărut, au făcut mult mai plăcută corboana asta, ales o foarte neplăcută a organizării oricare acțiuni. Mulțumim domnului rector, mulțumim domnului prorector, mulțumim tuturor care aici, mulțumim noastră și mulțumim desigur de Mircea Ștefărescu care dușește, dar își va reveni, l-a repuizat. Cei dintre noastre care doriți să le întâlniți, va fi mâine la târgul pe care te-a început ora 12, alături mai întâi de Ioana Nicolae, care o salutăm aici și care va da autografe, și apoi de la ora 1, el însuși în persoană. Și am cât e totul pierdut, mâine sperăm să fiți mai veseli decât ați fost azi, dar cu siguranță profunzimile acestei întâlniri vor rămâne împreună cu noi. Mulțumim mult! Evident, Mircea Cătărescu vă stă la dispoziție pentru autografe și vă rog să vă așezați campana, disciplina, de la dreapta, stânga și de-a. Mulțumesc mult!